Sebastian Ghiță trebuia să se prezinte din nou marți la ora 10:30 la sediul din Ploiești al IPJ Prahova pentru a semna în cadrul controlului judiciar dispus în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupție, alături de foști șef de parchet și poliție din Prahova și care se află pe rolul în altei curți de casație și justiție. Astfel, fostul deputat a încălcat din nou prevederile ordonanței emise de DNA pe numele său. Potrivit unor surse, Ghiță avea cunoștință despre faptul că era așteptat marți la IPJ Prahova încă de anul trecut, întrucât polițiștii au stabilit un calendar care prevedea zilele în care Ghiță trebuia să semneze în cadrul controlului judiciar în perioada sărbătorilor de iarnă și a sfârșitului de an. Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că va lua în discuție mâine, 5 ianuarie, înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune cu măsura arestării preventive în lipsă în cazul lui Sebastian Ghiță, după ce fostul deputat a încălcat condițiile impuse de controlul judiciar.